Sibiul nu duce lipsă de locuri frumoase, însă podul minciunilor din centrul istoric al orașului rămâne unul dintre principalele puncte de atracție pentru turiști. Încadrat de lampadare care aduc aminte de vremuri de mult apuse și decorat cu flori frumoase, podul de fier, care face legătura între Piața Mică și Piața Huet din Sibiu, poate fi un loc deosebit de romantic pentru mulți vizitatori. Însă, dacă ar fi să dăm crezare legendelor locale, podul minciunilor din Sibiu nu este doar o oportunitate pentru fotografii memorabile. Construit inițial ca un pod de lemn, cândva în urmă cu 200 de ani, podul și-a dobândit numele în urma unui mit local, conform căruia podul ar avea urechi și puteri magice. Se spune că podul minciunilor îi demască pe mincinoși și trișori, scârțâind și tremurând atunci când sunt rostite minciuni în orașul Sibiu. De asemenea, se mai spune că dacă un om mincinos ar încerca să-l treacă, podul minciunilor s-ar prăbuși. O altă legendă spune că podul minciunilor și-a primit denumirea pentru că era un loc preferat pentru întâlniri amoroase. Soldații s-ar fi întâlnit aici cu frumoase domnișoare și ar fi făcut promisiuni pe care nu aveau de gând niciodată să le respecte. Podul de fier de astăzi a fost construit pentru a-l înlocui pe predecesorul său în 1858, însă legendele au continuat și sunt deseori folosite ca exemplu dat de părinți copiilor pentru a evidenția importanța adevărului. Totodată, podul minciunilor a fost primul pod din fontă construit pe teritoriul României și al doilea construit în Europa. Podul minciunilor a devenit un simbol important al orașului Sibiu și o destinație populară pentru turiști. Însă, dacă aveți gând să-l traversați, aveți mare grijă ce minciuni spuneți.